Arta visatului, Carlos Castaneda. Prima poartă a visatului. Ca o introducere la prima sa lecție despre visat, Don Juan a vorbit despre cea de-a doua atenție ca progresie. Începând ca idee, ce ne vine mai mult ca o curiozitate decât ca posibilitate reală, transformându-se în ceva ce poate fi doar simțit, așa cum este simțită o senzație, și evoluând în final într-o stare sau un domeniu de aspecte practice, ori o forță extraordinară care deschide în fața noastră lumi ce depășesc cele mai fantastice închipuiri. Atunci când explică magia, magii au două opțiuni. Una este să vorbească în termeni metaforici despre o lume de dimensiuni magice. Cealaltă este să explice acțiunile lor în termenii abstracți specifici magiei. Am preferat întotdeauna această a doua modalitate, deși niciuna din ele nu poate satisface pe deplin mintea rațională a unui occidental. Don Juan mi-a spus că ceea ce avea în vedere prin descrierea metaforică a celei de-a doua atenții ca progresie era să sublinieze faptul că, fiind un derivat al deplasării punctului de asamblare, cea de-a doua atenție nu se produce în mod natural, ci trebuie proiectată, în mod deliberat, ca intenție, începând cu intenționarea ei ca idee și sfârșind prin intenționarea ei ca o conștientă stabilă și controlată a deplasării punctului de asamblare. Te voi învăța primul pas către dobândirea puterii, a spus Don Juan la începutul instruirii în arta visatului. Te voi învăța cum să organizezi visatul. Ce înseamnă să organizezi visatul? Să organizezi visatul înseamnă să stăpânești practic și cu mare precizie situația generală dintr-un vis. De exemplu, poți visa că te afli în clasă. Să organizezi visatul înseamnă să nu lași visul să alunece în altceva. Cum ar fi să treacă brusc din clasă, undeva în munți. Cu alte cuvinte, ții sub control imaginea clasei și nu o lași să dispară până nu vrei tu. Dar este posibil să faci acest lucru? Desigur că este posibil. Acest gen de control nu diferă de controlul pe care îl avem asupra oricărei situații în viața cotidiană. Magii sunt obișnuiți cu el și îl realizează de fiecare dată când au nevoie sau doresc să o facă. Pentru a te obișnui și tu cu aceasta, trebuie la început să faci ceva cât se poate de simplu. Diseară, în visele tale, trebuie să-ți privești mâinile. Nu am vorbit mai mult despre asta în starea de conștiență a vieții cotidiene, dar în amintirile privind experiențele mele din cea de-a doua atenție, am descoperit că discutasem mai larg pe această temă. De pildă, îmi exprimasem simțămintele în ceea ce privește absurditatea acțiunii, iar Don Juan îmi sugerase să consider totul în termenii unei cercetări antrenante și amuzante și nu ai uneia solemne și morbide. Poți să devii oricât de grav și greu îi dorești când vorbim de visat, a spus el. Pentru explicații este totdeauna nevoie de o judecată adâncă, dar când visezi, să fii ușor ca fulgul. Visatul trebuie să fie cu o integritate și seriozitate, dar cu bună dispoziție și cu încredere celui lipsit de orice griji. Numai în aceste condiții este posibil ca visele noastre să se transforme în visat. Don Juan m-a asigurat că alesese în mod arbitrar mâinile mele ca ceea ce trebuia să caut în visele mele și căutarea orice altceva era la fel de justificată. Scopul acțiunii nu era găsirea unui anumit lucru, ci antrenarea atenției visatului. Don Juan definea atenția visatului ca pe stăpânirea asupra propriilor vise, pe care o dobândește cineva atunci când își fixează punctul de asamblare într-o oarecare nouă poziție, în care a fost deplasat în timpul viselor. În termeni mai generali, numea atenția visatului o fațetă neinteligibilă a conștiinței, care există independent, așteptând momentul în care o vom implica, un moment în care îi vom da un scop. Este o facultate ascunsă, pe care o are în rezervă fiecare dintre noi, dar pe care nu are posibilitatea să o folosească în viața cotidiană. Primele mele încercări să-mi privesc mâinile în vis
au fost un adevărat fiasco. După luni de eforturi eșuate, am renunțat și m-am plâns din nou lui Don Juan de absurditatea unei astfel de acțiuni. Există 7 porți, mi-a spus el în replică, iar visătorii trebuie să le deschidă pe toate 7, una câte una. Te afli în fața primei porți pe care trebuie să o deschizi pentru a putea visa. De ce nu mi-ai spus asta dinainte? Ar fi lipsit de sens să-ți vorbesc despre porțile visatului înainte să te lovești cu capul de prima dintre ele. Acum știi că este un obstacol și că trebuie să-l depășești. Don Juan mi-a explicat că în fluxul de energie al universului există multe intrări și ieșiri și că în cazul specific al visatului sunt 7 intrări, resimțite ca obstacole, pe care magii le numesc cele 7 porți ale visatului. Prima poartă este un prag pe care trebuie să-l trecem devenind conștienți de o anumită senzație înainte de somnul adânc, a spus el. O senzație ca o toropeală plăcută, care nu ne lasă să deschidem ochii. Ajungem la această poartă în momentul în care devenim conștienți că adormim, suspendați în întuneric și toropeală. Cum devin conștient că adorm? Există prevederi sau etape de care trebuie să ținem seama? Nu. Nu există niciun fel de prevederi sau etape. Trebuie doar să ai intenția să devii conștient că adormi. Dar cum poți să ai intenția de a deveni conștient de asta? Intenția și faptul de a avea intenție sunt foarte greu de definit. Orice explicație, avansată de mine sau de oricine altcineva, ar părea stupidă. Ține seama de asta la auzul celor ce-ți voi spune în continuare. Magii intenționează orice se decid să intenționeze. Pur și simplu, prin intenția de a o face. Asta n-are niciun înțeles, Don Juan. Fii foarte atent. Într-o zi va fi rândul tău să le explici altora. Afirmația pare fără sens pentru că nu o pui în contextul corespunzător. Ca orice om rațional, crezi că înțelegerea este exclusiv de domeniul rațiunii, al minții noastre. Pentru magi, întrucât afirmația mea se referă la intenție și la avea intenție, înțelegerea acesteia ține de domeniul energiei. Magii sunt convinși că dacă cineva intenționează această afirmație pentru corpul energetic, corpul energetic o va înțelege în termeni complet diferiți de cei ai minții. Important este să ajungi la corpul energetic. Pentru asta însă, e nevoie de energie. În ce termen va înțelege afirmația corpul energetic Don Juan? În termenii unei senzații trupești, ceea ce este greu de descris. Trebuie să o simți ca să înțelegi ce vreau să spun. Doream o explicație mai exactă, dar Don Juan m-a pleznit peste spate și m-a făcut să intru în cea de-a doua atenție. În perioada aceea, ceea ce făcea el era încă o totală enigmă pentru mine. Puteam jura că atingerea lui mă hipnotizase. Am crezut că m-a adormit instantaneu și că am visat că mergeam cu el pe un bulevard larg, mărginit de copaci, dintr-un oraș necunoscut. Visul era atât de real, iar eu eram atât de conștient de tot ce mă înconjura, încât imediat am încercat să mă orientez citind indicatoarele și observând oamenii. Era clar că nu era un oraș dintr-o țară de limbă engleză sau spaniolă, dar era un oraș occidental. Oamenii păreau să fie europeni din zona de nord a continentului, probabil lituanieni. Am devenit absorbit în încercarea de a citi ce scria pe panourile publicitare și pe indicatoarele străzilor. Don Juan m-a înghiontit ușor. Nu-ți bate capul cu asta, a spus el. Nu ne aflăm într-un loc ce poate fi identificat. Tocmai ți-am împrumutat energia mea ca să poți ajunge la corpul tău energetic, iar cu aceasta ai intrat într-o altă lume. Asta nu va dura mult, așa că folosește-ți timpul cu înțelepciune. Uită-te la tot, dar fără ostentație. Nu-ți face observată prezența. Am mers mai departe în tăcere pe distanța dintre două străzi, iar mersul a avut un efect extraordinar asupra mea. Cu cât mergeam, cu atât creștea senzația mea de neliniște viscerală. Mintea mea era curioasă, dar trupul meu era cuprins de panică.
Înțelegeam foarte limpede că nu mă aflam pe această lume. Când am ajuns la o intersecție și ne-am oprit din mers, am observat că crengile copacilor de pe stradă fusese rătunse și aranjate cu grijă. Erau niște copaci scunzi, cu frunze răsucite, cu aspect dur. Fiecare copac avea în jurul său un spațiu pătrat de pământ pentru a putea fi udat. În aceste spații însă nu se aflau niciun fel de buruien sau gunoaie, așa cum se găsesc în jurul copacilor din orașe, ci doar pământ negru. În momentul în care mi-am concentrat privirea asupra bordurii trotuarului, înainte de a coborâ de pe ea pentru a traversa, am observat că pe stradă nu erau niciun fel de mașini. Am încercat cu disperare să observ oamenii care roiau în jurul nostru pentru a descoperi ceva la ei care ar fi putut să explice neliniștea pe care o simțeam. Cum eu îi priveam fix și ei îmi răspundeau fixându-mă cu privirea. Într-o clipă s-a format în jurul nostru un cerc de ochi albaștri și căprui cu privire dură. Am realizat, ca pe o lovitură, certitudinea că acesta nu era deloc un vis. Ne aflam într-o realitate dincolo de ceea ce cunoșteam eu că este realul. M-am întors către Don Juan. Eram pe punctul de a realiza ce era diferit în legătură cu acei oameni, când m-a lovit în față un straniu vânt uscat, care mi-a intrat pe sinusuri, mi-a întunecat vederea și m-a făcut să uit ce voiam să-i spun lui Don Juan. În clipa următoare, mă aflam din nou acolo de unde plecasem, în casa lui Don Juan. Eram întins pe o rogojină de paie, ghemuit pe o parte. Ți-am împrumutat energia mea și ai ajuns până la corpul tău energetic, a spus Don Juan. Îl auzeam vorbind, dar eram amorțit. O senzație de iritație în zona plexului solar făcea ca respirația să-mi fie sacadată și dureroasă. Știam că mă aflasem pe punctul de a descoperi ceva extraordinar în legătură cu visatul și cu oamenii pe care îi văzusem. Dar cu toate acestea, nu puteam să mă concentrez asupra ceea ce știam. Unde ne-am aflat, Don Juan? A fost totul doar un vis? O stare de hipnoză? Nu a fost un vis, a răspuns el. A fost visatul. Te-am ajutat să ajungi în cea de-a doua atenție, astfel încât să înțelegi intenția ca subiect, nu pentru rațiune, ci pentru corpul tău energetic. În acest stadiu încă nu poți să pătrunzi importanța acestor lucruri, nu numai pentru că nu ai suficientă energie, ci și pentru faptul că nu intenționezi nimic. Dacă ai face-o, corpul tău energetic ar înțelege imediat că singura cale de a intenționa este prin concentrarea intenției asupra ceea ce dorești să intenționezi. De această dată am concentrat-o eu pentru tine, ajungând la corpul tău energetic. Scopul visatului este de a intenționa corpul energetic? Am întrebat eu sub impulsul brusc al unui straniu raționament. Desigur că se poate pune problema și așa, a spus el. Dar în momentul acesta anume, deoarece vorbim despre prima poartă a visatului, scopul visatului este de a intenționa corpul tău energetic să devină conștient că adormi. Nu te forța să devii conștient că adormi. Lasă corpul tău energetic să facă asta. Să intenționezi este să dorești fără a dori, să faci fără a face. Acceptă testul intenției, a continuat el. Pune-ți hotărârea tacită, fără să stai pe gânduri, să lucreze în a te convinge că ai ajuns la corpul tău energetic și că ești un visător. Făcând aceasta, te vei pune automat în situația de a fi conștient că adormi. Cum pot să mă convin că sunt un visător, când de fapt nu sunt? Cum auzi că trebuie să te convingi, cum automat, devii rațional? Cum poți să te convingi că ești un visător când de fapt nu ești? Intenția înseamnă ambele lucruri. Actul de a te convinge că ești într-adevăr un visător, deși nu ai mai visat niciodată până acum, și actul de a fi convins. Ai în vedere că trebuie să-mi spun că sunt un visător și să fac tot posibilul să o și cred? Asta trebuie să fac? Nu, nu asta. Intenția este mult mai simplă și, în același timp, infinit mai complexă decât atât. Ea reclamă imaginație, disciplină și fermitate. În cazul nostru, să intenționezi înseamnă să capeți cunoașterea corporală incontestabilă că ești un visător. Simți că ești un visător cu toate celulele din trup.
Don Juan a adăugat pe un ton glumeț că nu avea suficientă energie spre a-mi face un nou împrumut pentru intenție și că ceea ce aveam de făcut era să ajung singur la corpul meu energetic. M-a asigurat că intenționarea primei porți a visatului este unul dintre mijloacele descoperite de magii din vechime pentru a ajunge la cea de-a doua atenție și la corpul energetic. După ce mi-a spus toate acestea, m-a dat pur și simplu afară din casă, poruncindu-mi să nu mă mai întorc până nu am intenționat prima poartă a visatului. M-am întors acasă și luni de-a rândul mă culcasem seara, intenționând din toate puterile să devin conștient că adorm și să-mi văd mâinile în vis. Cealaltă parte a testului, să mă convin că sunt un visător și că am ajuns la corpul meu energetic, mi-era total imposibil de realizat. Apoi, într-o după-amiază, când am ațipit puțin, am visat că mă uitam la mâinile mele. Șocul visului a fost de ajuns pentru a mă trezi, dar s-a dovedit a fi un vis singular care nu se putea repeta. Săptămânile treceau, dar eu nu eram capabil nici să devin conștient că adorm, nici să-mi regăsesc mâinile în vis. Am început să observ însă că în vis aveam un sentiment vag că ar fi trebuit să fac ceva și nu mi-aminteam ce. Sentimentul a devenit atât de puternic, încât mă tot trezeam noaptea din somn. Când i-am relatat lui Don Juan despre încercările mele nereușite de a trece prin prima poartă a visatului, el mi-a oferit câteva lămuriri. Să-i ceri unui visător să găsească un anumit lucru în visele sale este un subterfugiu, a spus el. Adevăratul scop este de a deveni conștient că adormi și, oricât de ciudat ar părea, acest lucru nu se întâmplă dacă îți ordoni să fii conștient că adormi, ci prin menținerea prelungită a imaginii a ceea ce privești în vis. Mi-a spus că visătorii aruncă cu premeditare priviri rapide asupra tot ceea ce este prezent într-un vis. Dacă își concentrează atenția visatului asupra ceva specific, fac acest lucru numai pentru a stabili un punct de pornire. De acolo, ei purced să privească la alte lucruri din conținutul visului, reîntorcându-se la punctul de pornire cât de des pot. După multe eforturi, am regăsit într-adevăr mâini în visele mele, dar acestea nu erau niciodată ale mele. Erau mâini care doar dădeau impresia că mi-aparțin, mâini care schimbau forma devenind uneori chiar groaznice la înfățișare. Cu toate acestea, restul conținutului viselor mele era întotdeauna plăcut de stabil. Puteam să mențin îndelung imaginea aproape oricărui lucru asupra căruia îmi concentram atenția. Și totul a continuat așa timp de luni întregi, până într-o zi, când capacitatea mea de a visa s-a modificat parcă de la sine. Nu făcusem nimic special în afară de a persista la hotărârea mea serioasă și constantă de a fi conștient că adorm și de a-mi regăsi mâinile în vis. Am visat că venisem în vizită în orașul meu natal. Nu pentru că orașul pe care îl visam ar fi semănat câtuși de puțin cu orașul meu natal, ci pentru că, cumva, aveam convingerea că acesta era locul unde mă născusem. Totul a început ca un vis obișnuit și totuși cu un aer foarte real. Apoi lumina din vis s-a schimbat. Imaginile au devenit mai clare. Strada pe care mergeam a devenit în mod perceptibil mai reală decât o clipă înainte. Au început să mă doară picioarele. Puteam simți că lucrurile erau absurd de tari. De exemplu, atunci când m-am lovit de o ușă, nu numai că am simțit durere în genunchiul la care m-am lovit, dar m-am și înfuriat din cauza neîndemânării mele. Am umblat în modul cel mai realist prin acel oraș până când am fost total epuizat. Am văzut tot ce aș fi putut vedea dacă aș fi fost un turist care se plimbă pe străzile unui oraș. Și nu era nicio diferență între plimbarea din vis și orice plimbare pe care am făcut-o vreodată pe străzile unui oraș pe care îl vizitam pentru prima dată. Cred că ai mers puțin cam prea departe, a spus Don Juan, după ce mi-a ascultat relatarea. Ceea ce ți se solicita era să devii conștient că adormi. Ceea ce ai făcut este echivalent cu a dărâma un zid doar pentru a strivi un țânțar care stă pe el. Vrei să spui, Don Juan, că am făcut o gafă? Nu. Dar este evident că încerci să repești ceva ce ai mai făcut înainte. Atunci când am produs translarea punctului tău de asamblare,
iar noi doi am ajuns în acel misterios oraș, tu nu dormeai. Visai, dar nu dormeai. Adică punctul tău de asamblare nu ajunsese în poziția respectivă printr-un vis obișnuit. Eu l-am forțat să se deplaseze. Desigur că poți să ajungi în aceeași poziție prin vis, dar nu te-a sfătuit să faci asta în acest stadiu. Este periculos? Și încă ce periculos? Visatul trebuie făcut cu multă seriozitate. Nu ne putem permite nicio mișcare greșită. Visatul este un proces de conștientizare, de dobândire a controlului. Atenția visatului trebuie antrenată sistematic, pentru că ea este portița către cea de-a doua atenție. Care este diferența dintre atenția visatului și cea de-a doua atenție? A doua atenție este ca un ocean, iar atenția visatului este ca un fluviu ce se varsă în el. Cea de-a doua atenție este starea de a fi conștient de lumi, în totalitatea întregului lor, totalitatea întregului la fel cum lumea noastră este o totalitate a întregului. Pe când atenția visatului este starea de a fi conștient de elementele din visele noastre. Don Juan a accentuat faptul că atenția visatului este esențială pentru orice mișcare în lumea magilor. A afirmat că în mulțimea de elemente din visele noastre sunt prezente interferențe energetice reale, lucruri neesențiale, care au fost plasate în visele noastre de o forță potrivnică. Abilitatea de a le găsi și de a le urmări înseamnă magie. Stăruința cu care insista asupra acestor afirmații era atât de mare, încât a trebuit să-l rog să mi le explice. A ezitat un moment înainte de a-mi răspunde. Visele reprezintă, dacă nu o ușiță, o ferestruică spre alte lumi, a spus el pentru început. Astfel că visele sunt o șosea cu două sensuri. Conștiința noastră trece prin această ferestruică în alte domenii, iar acele domenii își trimit cercetași în visele noastre. Ce sunt acești cercetași? Sarcini energetice care se amestecă cu elementele viselor noastre obișnuite. Sunt impulsuri de energie străină care apar în visele noastre și pe care le interpretăm ca elemente familiare sau nefamiliare nouă. Îmi pare rău, Don Juan, dar nu înțeleg nimic din explicația dumitale. Nici nu poți, pentru că continui în a insista să-ți reprezinți visele în termenii ce sunt cunoscuți, drept ceva ce se întâmplă în timpul somnului nostru. Iar eu mă străduiesc să-ți dau o altă versiune, o ferestruică îndreptată către alte domenii ale percepției. Prin această ferestruică se strecoară însă înăuntru curenți de energie necunoscută. Atunci, mintea sau creierul, sau ce-o fi acolo care face asta, preia acești curenți de energie și îi transformă în părți componente ale viselor noastre. S-a oprit, evident pentru a permite minții mele să înmagazineze ceea ce îmi spunea. Magii sunt conștienți de acești curenți de energie străină, a spus el în continuare. Ei îi observă și se străduiesc să-i separe de elementele obișnuite ale viselor lor. De ce îi separă Don Juan? Pentru că provin din alte domenii. Dacă i-am urma până la sursă, ne-ar servi drept îndrumători în zone de un asemenea grad de mister, încât magii se cutremură doar la simpla mențiunea unei astfel de posibilități. Și cum separă magii acești curenți de elementele obișnuite ale viselor lor? Prin antrenarea și stăpânirea atenției visatului. La un moment dat, atenția visatului descoperă curenții printre elementele visului și se concentrează asupra lor și atunci întregul vis se destramă, lăsând în urmă numai energia străină. Don Juan a refuzat să continue explicațiile pe această temă. A revenit la subiectul visului meu și a spus că, una peste alta, trebuia să ia visul meu drept prima mea tentativă autentică de visat, ceea ce însemna că reușisem să ajung la prima poartă a visatului. Cu altă ocazie, în timpul unei alte discuții, a abordat brusc subiectul din nou. A spus, voi repeta ceea ce ai de făcut în vis, pentru a putea să treci de prima poartă a visatului. În primul rând, trebuie să-ți concentrezi privirea pe orice lucru, la alegerea ta ca punct de pornire. Apoi, să-ți muți privirea la alte elemente din vis, pe care să le înregistrezi prin scurte aruncături de ochi.
Privește astfel fugar la oricât de multe elemente poți. Ține minte că dacă le privești doar întreagăt, imaginile nu se destramă. Apoi revino la elementul pe care l-ai privit întâi. Ce înseamnă să treci de prima poartă a visatului? Ajungem la prima poartă a visatului prin faptul că devenim conștienți că adormim sau prin intermediul unui vis colosal de real, ca în cazul tău. Odată ajungi la poartă, trebuie să trecem de ea prin capacitatea de a menține prelungit imaginea oricărui element din vis. Aproape că pot să fixez cu privirea elementele din visele mele, dar ele se destramă prea repede. Tocmai asta încerc să spun. Pentru a contracara caracterul evanescent al viselor, magii au născocit procedeul de utilizare a punctului de pornire. De fiecare dată când privești respectivul element și îl separi de restul, primești un impuls de energie, așa că la început nu te uita la prea multe elemente din visele tale. 4 sunt suficiente. Mai târziu, poți să extinzi numărul lor până când vei putea cuprinde tot ce dorești. Dar imediat ce imaginile încep să se destrame și simți că îți pierzi controlul, întoarce-te la punctul de pornire și ia-o de la început. Ești convins că am ajuns într-adevăr la prima poartă a visatului Don Juan? Ai ajuns și asta înseamnă foarte mult. Vei descoperi pe măsură ce avansezi ce ușor îți va fi să te angajezi în visat acum. Credeam că Don Juan fie exagera, fie voia să mă încurajeze, dar el m-a asigurat că ceea ce spunea era cât se poate de adevărat. Cel mai uluitor lucru care li se întâmplă visătorilor, a spus el, este că în momentul ajungerii la prima poartă, ei ajung și la corpul energetic. Ce este cu exactitate corpul energetic? Este replica, perechea complementară a corpului fizic, o structură spectrală alcătuită din energie pură. Dar corpul fizic nu este și el alcătuit din energie? Sigur că da. Diferența constă în faptul că acest corp energetic are doar înfățișare, dar nu are masă materială. Întrucât el este energie pură, poate face lucruri ce sunt peste posibilitățile corpului fizic. Ca de exemplu, ce anume Don Juan? Ca de exemplu, să se transporte într-o clipă la capătul universului. Iar visatul este arta de a tempera corpul energetic, de a-l face flexibil și coerent prin antrenarea sa treptată. Prin visat, ne condensăm corpul energetic până când devine o unitate capabilă să perceapă. Percepția sa, deși influențată de modul nostru obișnuit de a percepe lumea cotidiană, este o percepție independentă. Are propriul său domeniu. Care este acest domeniu, Don Juan? Domeniul energiei. Corpul energetic se comportă față de energie în termenii energiei. În visat, tratează energia în 3 moduri. Poate percepe energia în fluxul ei, o poate folosi drept impuls pentru a se proiecta ca o rachetă în zone neașteptate, sau o poate percepe, așa cum percepem noi lumea în mod obișnuit. Ce înseamnă a percepe energia în fluxul ei? Înseamnă a vedea. Înseamnă că corpul energetic vede energia direct ca pe o lumină, un fel de curent oscilant sau o turbulență. Ori o simte direct ca pe o zdrunginătură sau o senzație ce poate fi chiar de durere. Și celălalt mod despre care ai pomenit, Don Juan, corpul energetic folosind energia drept impuls. Întrucât energia este domeniul său de acțiune, nu este nicio problemă pentru corpul energetic să folosească curenții de energie existenți în univers pentru a se propulsa. Nu trebuie decât să-i separe și gata, a plecat cu ei. S-a oprit, părând indecis, ca și când ar fi vrut să mai adauge ceva, dar nu era sigur dacă să o facă sau nu. Mi-a zâmbit și exact în momentul în care mă pregăteam să-i adresez o întrebare a continuat. Ți-am spus mai înainte că magii izolează în visele lor cercetașii din alte lumi. Corpurile lor energetice fac acest lucru. Ele detectează energia și o atacă, dar nu este recomandabil ca cei ce visează să se lase antrenați în astfel de vânători de iscoade. Am ezitat să-ți vorbesc despre asta din cauza ușurinței cu care căutarea de cercetași se poate transforma într-o obsesie. Apoi, Don Juan a trecut repede la alt subiect.
Mi-a expus pe larg un întreg compus de rânduieli. La momentul acela am descoperit că totul era într-un anume plan total neinteligibil pentru mine, dar în alt plan părea cât se poate de logic și inteligibil. El a repetat că ajungerea premeditată la prima poartă a visatului este o modalitate de a ajunge la corpul energetic. Dar menținerea acestei realizări depinde numai de energie. Magii obțin această energie printr-o redistribuire, într-o manieră mai inteligentă, a energiei pe care o au și o folosesc pentru a percepe lumea cotidiană. Când l-am rugat să-mi explice mai clar acest aspect, Don Juan a adăugat că noi toți avem o cantitate fixă de energie de bază. Această cantitate reprezintă toată energia pe care o posedăm, iar noi o folosim în întregime pentru a percepe și a trăi în lumea noastră cotidiană, de care ne lăsăm absorbiți total. A repetat de mai multe ori pentru a-l sublinia faptul că nu există nicăieri energie suplimentară pentru noi și întrucât energia de care dispunem este deja în uz, în noi nu rămâne nicio fărâmiță care să poată fi folosită pentru vreo percepție ieșită din comun, cum ar fi visatul. Și atunci, în ce situație suntem? Am întrebat eu. Suntem în situația de a fi nevoiți să ciupim energie de oriunde o putem găsi, a răspuns el. Mi-a explicat că magii au o metodă de a face rost de energie. Ei își redistribuie cu înțelepciune energia prin reducerea oricăror lucruri pe care le consideră de prisos în viața lor. O numesc metoda magilor. În esență, așa cum a expus-o Don Juan, metoda constă într-o serie de opțiuni comportamentale vizând relația cu lumea, opțiuni cu mult mai înțelepte decât cele transmise de strămoșii noștri. Respectivele opțiuni sunt menite să ne restaureze viața prin modificarea reacțiilor noastre fundamentale legate de faptul că suntem vii. Care sunt aceste reacții fundamentale? Am întrebat. Există două modalități de a face față faptului că suntem vii, a răspuns el. Una este capitularea în fața acestei situații, fie prin acceptarea cerințelor acestei stări, fie prin lupta împotriva lor. Cealaltă este prin modelarea situației noastre specifice de viață, pentru a o adecva propriilor noastre structuri. Putem într-adevăr să ne modelăm situația vieții? Situația specifică de viața unui individ poate fi modelată pentru a corespunde cerințelor sale exprese, a insistat Don Juan. Visătorii fac acest lucru. O afirmație nefondată? Ba deloc, dacă ținem seama de cât de puțin știm noi despre noi înșine. A susținut că interesul său în calitate de profesor era să mă implice profund în problematica vieții și a faptului de a fi viu, cu alte cuvinte, în precizarea diferenței dintre viață ca rezultat al acțiunii forțelor biologice și faptul de a fi viu ca rezultat al cunoașterii. Ceea ce au în vedere magii prin modelarea situației de viață a unui individ, a explicat Don Juan, este modelarea conștiinței de a fi viu. Prin modelarea acestei conștiințe, putem obține suficientă energie pentru a ajunge la corpul energetic și pentru a-l fortifica, iar cu ajutorul lui putem, fără îndoială, să structurăm direcția generală de desfășurare și rezultatele vieții noastre. Don Juan a încheiat discuția noastră despre visat, povățuindu-mă să nu mă rezum doar la a mă gândi la cele ce-mi spusese, ci să încerc să transform respectivele concepte prin repetiție într-un mod de viață viabil. A afirmat că orice lucru nou din viață, așa cum erau teoriile magilor în care mă iniția, trebuie să ne fie repetat până la epuizare, până când devenim receptivi față de el. A evidențiat faptul că repetiția este modalitatea prin care strămoșii noștri ne-au pregătit din punct de vedere social pentru a funcționa în lumea cotidiană. Pe măsură ce am continuat exercițiile mele de visat, mi-am dezvoltat capacitatea de a fi pe de-a întregul conștient de faptul că adormeam, ca și capacitatea de a mă opri într-un vis pentru a examina după cum doream orice era parte componentă a conținutului respectivului vis. Să pot face așa ceva era pentru mine pur și simplu un miracol.
Don Juan susținea că pe măsură ce ne întărim controlul asupra vieților noastre, ne întărim puterea de a stăpâni atenția visatului. Avusese dreptate când afirmase că atenția visatului intră în acțiune atunci când este solicitată, când îi se dă un scop. Intrarea ei în acțiune nu este chiar un proces, în sensul noțiunii de proces cu care suntem obișnuiți. Un sistem neîntrerupt de operațiuni sau o serie de acțiuni ori funcțiuni care produc un anume rezultat final. Este mai degrabă ca o deșteptare. Ceva inactiv, în stare latentă, intră brusc în funcțiune. Cea de-a doua poartă a visatului. Prin intermediul exercițiilor mele de visat, am descoperit că un profesor în ale visatului trebuie să creeze o sinteză didactică pentru a scoate în evidență un anumit aspect. În esență, ceea ce avusese în vedere Don Juan în legătură cu primul meu test era să-mi exersez atenția visatului prin concentrarea ei asupra elementelor din vis. În acest scop s-a folosit ca de o trambulină de ideea de a fi conștient că adormi. Subterfugiul folosit de el consta în a afirma că singura modalitate de a fi conștient că adormi era să examinez elementele din vis. Mi-am dat seama aproape imediat după ce am început antrenamentele de visat că esențial în acest domeniu era exersarea atenției visatului. Totuși, pentru judecata rațională pare imposibil ca cineva să se antreneze pentru a fi conștient la nivelul viselor. Don Juan spunea că elementul activ al unui asemenea antrenament este stăruința și că mintea și toate pavazele sale raționale nu rezistă în fața stăruinței. Mai devreme sau mai târziu, barierele de apărare ale judecății raționale se prăbușesc sub impactul stăruinței, iar atenția visatului prosperă. Pe măsură ce exersam mai mult în a-mi concentra și menține atenția visatului asupra elementelor din vise, am început să simt o deosebită încredere în mine, atât de ieșită din comun, încât am dorit să aud părerea lui Don Juan. Intrarea ta în cea de-a doua atenție îți dă acest sentiment de încredere, a spus el. Asta reclamă și mai multă seriozitate din partea ta. Ia-o cu încetul, dar nu te opri și mai presus de toate nu vorbi despre asta, ci fă-o. I-am spus că am confirmat în practică ceea ce îmi spusese și anume că dacă arunci priviri fugare la tot ceea ce se întâmplă într-un vis, imaginile nu se destramă. Mi-am imaginat observația că partea dificilă era de a sparge bariera inițială care ne împiedică să aducem visele în atenția noastră conștientă. L-am rugat pe Don Juan să-și spună părerea în această problemă, pentru că eu credeam cu toată convingerea că această barieră este una psihologică, creată de educația noastră ca membri ai societății ce pune mare preț pe desconsiderarea viselor. Bariera reprezintă mai mult decât socializarea, a răspuns el. Este chiar prima poartă a visatului. Acum că ai trecut de ea, ți se pare stupid că nu ne putem opri după cum dorim să ne concentrăm atenția asupra elementelor din visele noastre. Dar asta este o certitudine falsă. Prima poartă a visatului privește fluxul de energie din univers. Este un obstacol natural. Don Juan m-a determinat atunci să accept că vom continua să discutăm despre visat numai în cea de-a doua atenție, când va considera el că este oportun. M-a încurajat ca între timp să fac cât mai multe exerciții, promițând că nu se va amesteca în niciun fel. Pe măsură ce deveneam cât mai priceput în a-mi organiza visatul, am început să am în mod repetat senzații pe care le consideram foarte importante, precum ar fi aceea că, exact în momentul în care adormeam, mă rostogoleam într-un șanț. Don Juan nu-mi spusese că acestea sunt senzații nesemnificative, ci mă lăsase să le consemnez în notele mele. Îmi dau seama cât de absurd trebuie să-i fi părut totul. Dacă aș preda arta visatului acum, aș interzice cu hotărâre un astfel de comportament. Dar Don Juan doar se distra pe seama mea, numindu-mă egocentric, care, deși se declara un luptător împotriva suficienței, ținea cu meticulozitate un jurnal ultrapersonal intitulat Visele mele. De câte ori avea ocazia, Don Juan evidenția faptul că pentru a elibera energia necesară pentru atenția visatului din carcera socializării,
este nevoie să ne redistribuim energia existentă. Nici că putea fi mai adevărat. Manifestarea atenției visatului este rezultatul direct al restructurării vieții noastre. Întrucât nu avem, așa cum spunea Don Juan, alte surse externe la care să apelăm pentru un impuls suplimentar de energie, trebuie să ne redistribuim energia existentă prin orice mijloace posibile. Don Juan a insistat asupra faptului că metoda magilor este cel mai adecvat mijloc de a unge, ca să spunem așa, mecanismul redistribuirii energiei și că cel mai eficient element al metodei este renunțarea la importanța de sine. Era absolut convins că acest lucru este indispensabil pentru tot ceea ce fac magii și de aceea acordau importanță extremă îndrumării tuturor învățăceilor săi în direcția îndeplinirii acestei cerințe. Era de părere că importanța de sine este nu numai inamicul suprem al magilor, ci și blestemul omenirii. Cea mai mare parte a energiei noastre este consumată pentru a ne susține propria importanță, ceea ce este cât se poate de evident în preocuparea obsedantă în legătură cu felul în care ne prezentăm, în legătură cu faptul că suntem admirați, plăcuți, acceptați sau nu. Dacă am fi capabili să renunțăm la o parte din această importanță, ni s-ar întâmpla două lucruri extraordinare. În primul rând, ne-am elibera energia de încercarea de a menține ideea iluzorie a măreției noastre, iar în al doilea rând, ne-am putea pune la dispoziție suficientă energie pentru a intra în cea de-a doua atenție, ca să întrezărim o frântură din măreția autentică a Universului. Mi-a trebuit mai bine de 2 ani pentru a ajunge să fiu capabil de a-mi concentra neabătut atenția visatului asupra orice doream și am devenit atât de priceput la asta, încât aveam sentimentul că o făceam de o viață. Partea cea mai stranie este că nu puteam concepe că nu avusesem această aptitudine. Îmi aminteam totuși cât de greu îmi fusese, chiar și numai să mă gândesc la aceasta ca la o eventuală posibilitate. Mi-a trecut prin minte că această capacitate de a ne putea examina conținutul viselor trebuie să fie produsul alcătuirii naturale a ființei noastre, similară probabil cu capacitatea noastră de a merge. Suntem condiționați din punct de vedere al alcătuirii fizice să mergem într-un singur fel, în poziție bipedă, și totuși trebuie să depunem un efort imens pentru a învăța să mergem. Această nouă capacitate de a putea să arunc priviri scurte asupra elementelor din visele mele era cuplată cu ideea obsedantă de a-mi reaminti permanent să privesc elementele din vis. Cunoșteam această tendință de nestăpânit a firii mele, dar în vis tendința era mult amplificată. Devenise atât de evidentă, încât nu numai că mă irita să mă aud cum mă cicălesc în permanență, ci chiar începusem să mă întreb dacă era vorba într-adevăr de trăsătura firii mele sau de cu totul altceva. Am ajuns să cred că îmi pierd mințile. Vorbesc în continuu cu mine în vis, reamintindu-mi să mă uit la lucruri, i-am spus eu lui Don Juan. Respectasem până atunci înțelegerea noastră că vom discuta despre visat numai când aducea el vorba despre acest subiect. În acest caz, consideram însă că este o urgență. Ți se pare că nu ești tu cel care îți vorbește, ci altcineva? A întrebat el. Dacă mă gândesc bine, așa este. Nu mi se pare că sunt eu cel care vorbește în acele momente. Atunci, nici nu ești tu. Însă nu a sosit timpul să-ți explic asta. Dar hai să spunem că nu suntem singuri pe această lume. Să spunem că visătorilor le sunt accesibile și alte lumi, lumi totale. Din aceste alte lumi totale, uneori vin la noi entități energetice. Data următoare când te auzi cicălindu-te în vis, în furiete, foarte tare, și răgnește ordinul, încetează. Astfel am intrat într-o altă zonă dificilă, să-mi amintesc în vis să strig acel ordin. Cred că probabil datorită faptului că eram atât de enervat de cicăleala mea, mi-am amintit într-adevăr să strig, încetează. Cicăleala a încetat imediat și nu s-a mai repetat. Toți visătorii trec prin această experiență? L-am întrebat eu pe Don Juan când l-am întâlnit din nou. Unii, a răspuns el fără interes. Am început să relatez cu patos cât de straniu fusese totul.
dar Don Juan m-a întrerupt spunând: Acum ești pregătit pentru a purce de la a doua poartă a visatului. M-am folosit de prilej pentru a solicita răspunsuri la întrebările pe care nu putusem să îi le pun. Senzațiile pe care le trăisem prima dată când mă făcuse el să visez, stăruiseră cu preponderență în mintea mea. I-am spus că am observat pe săturate elementele din propriile mele vise, dar că niciodată nu am simțit ceva, fie și pe departe similar, în termenii clarității și detaliului cu acel vis. Cu cât mă gândesc mai mult la el, cu atât sunt mai nedumerit. Pe când îi observam pe acei oameni din vis, am simțit o teamă și o repulsie imposibil de uitat. Ce era acel simțământ, Don Juan? După părerea mea, corpul tău energetic s-a agățat de energia străină a acelui loc și s-a distrat de minune. Este normal că te-ai simțit înfricoșat și ai avut o reacție de respingere. Examinai pentru prima dată în viața ta o energie străină. Ai tendința de a te comporta ca magii din timpuri străvechi. Imediat ce ai ocazia, îți lași punctul de asamblare să se deplaseze. În acel caz, punctul tău de asamblare s-a translat pe distanță destul de mare. Rezultatul a fost că tu, precum magii din vechime, ai călătorit dincolo de lumea pe care o cunoaștem. O călătorie cât se poate de reală, dar periculoasă. Am eludat sensul afirmațiilor sale în favoarea problemelor care mă interesau pe mine și l-am întrebat. Era cumva acel oraș pe o altă planetă? Nu poți explica visatul prin lucrurile pe care le cunoști sau bănuiești că le cunoști, a spus el. Tot ce-ți pot spune este că orașul pe care l-ai vizitat nu era pe această lume. Și atunci, unde era? În afara lumii acesteia, desigur. Nu ești chiar atât de prost. Acesta este primul lucru pe care l-ai observat. Ceea ce te-a făcut să te zbați în nedumerire este faptul că nu poți să-ți închipui că ceva ar putea fi în afara lumii acesteia, de pe altă lume. Unde este acest de pe altă lume, Don Juan? Crede-mă că cea mai extraordinară caracteristică a magiei este acea configurație denumită de pe altă lume. De pildă, ai presupus că și eu vedeam aceleași lucruri pe care le vedeai tu. Ca dovadă, nu m-ai întrebat niciodată ce am văzut eu. Tu, și numai tu, ai văzut un oraș și oameni din acel oraș. Eu nu am văzut nimic de genul acesta. Eu am văzut energie. Așa că în afara lumii acesteia, a fost cu acea ocazie numai pentru tine un oraș. Dar atunci, Don Juan, nu era un oraș real? El exista numai pentru mine în mintea mea? Nu, nu așa stau lucrurile. Acum vrei să reduci ceva transcendental la ceva lumesc, terestru. Așa ceva nu se poate face. Călătoria aceea a fost reală. Tu ai văzut-o în chip de oraș. Eu am văzut-o ca energie. Niciunul din noi nu are dreptate și nici nu se înșală. Confuzia mea se produce atunci când spui că lucrurile sunt reale. Ai afirmat mai înainte că am ajuns într-un loc real. Dar dacă este real, cum este posibil să avem două versiuni diferite despre el? Foarte simplu. Avem versiuni diferite deoarece am văzut în acel moment coeficienți diferiți de uniformitate și coeziune. Ți-am explicat că aceste două proprietăți reprezintă cheia percepției. Crezi că aș putea să mă întorc în acel oraș? Ei, aici m-ai prins. Nu știu. Sau poate că știu, dar nu pot să explic. Ori probabil pot să explic, dar nu vreau să o fac. Va trebui să aștepți și să-ți dai singur seama care este adevărul. A refuzat să mai discute pe acest subiect. Să ne continuăm treaba pe care am început-o, a spus el. Ajungi la cea de-a doua poartă a visatului, atunci când te trezești dintr-un vis într-un alt vis. Poți avea cât de multe vise dorești, cu cât mai multe ești capabil să ai, dar trebuie să exerciți un control adecvat asupra lor și să nu te trezești în lumea pe care o cunoaștem. M-a cuprins panica. Vrei să spui că ar trebui să nu mă trezesc niciodată pe lumea asta? Am întrebat. Nu. Nu asta am vrut să spun. Dar acum că ai adus vorba, trebuie să spun că și aceasta este o alternativă. Magii din vremurile străvechi obișnuiau să facă acest lucru, să nu se trezească niciodată în lumea pe care o cunoaștem. Și unii dintre magii din branșa mea au procedat la fel.
Acest lucru nu poate fi cu siguranță realizat, dar nu-l recomand. Ceea ce vreau este ca tu să te trezești în mod normal când ai terminat cu visatul, dar în timp ce visezi, vreau să visezi că te trezești în alt vis. M-am auzit punând aceeași întrebare pe care o formulasem atunci când îmi vorbise pentru prima dată despre organizarea visatului. Dar este posibil să faci acest lucru? Dându-și evident seama că vorbisem fără să mă gândesc, Don Juan a repetat râzând răspunsul pe care mi-l dăduse în momentul respectiv. Desigur că este posibil. Acest gen de control nu diferă de controlul pe care îl avem asupra oricărei situații din viața cotidiană. Mi-am revenit repede din stânjeneală și eram gata să mai pun și alte întrebări, dar Don Juan, anticipând intenția mea, a început să explice aspectele legate de cea de-a doua poartă a visatului, explicație care m-a făcut să mă simt și mai încurcat. Există o problemă în ceea ce privește cea de-a doua poartă, a spus el. Aceasta poate deveni serioasă, în funcție de tendințele firii fiecăruia. Dacă avem înclinația de a ne complace în a ne agăța de lucruri sau situații, suntem candidați la a o lua pe cocoașă. În ce fel, Don Juan? Cea de-a doua poartă a visatului înseamnă să-ți închipui că treci dintr-un vis într-altul, observând totul, examinând fiecare detaliu. Este foarte ușor să-ți dai seama că te poți cufunda până la adâncimi fatale în acest sens, mai ales dacă ai inclinația de a te lăsa antrenat în asta. În mod normal, nu ar interveni corpul sau creierul pentru a opri situația? Dacă este vorba de o stare normală, adică obișnuită de somn, atunci da. Dar aceasta nu este o stare normală. Aici este vorba despre visat. Prin trecerea de prima poartă, cel care visează a și ajuns la corpul său energetic. Astfel încât, ceea ce trece de cea de-a doua poartă, sărind dintr-un vis într-altul, este corpul energetic. Care este implicația acestei situații, Don Juan? Implicația este că la trecerea prin cea de-a doua poartă trebuie să intenționezi un control mai mare și mai serios asupra atenției visatului. Singura supapă de siguranță pentru cei care visează. Ce este această supapă de siguranță? Vei descoperi și singur că scopul visatului este de a-ți perfecționa corpul energetic. Un corp energetic perfect are, printre alte lucruri de sigur, un asemenea control asupra atenției visatului, încât o face să se oprească atunci când este nevoie. Aceasta este supapa de siguranță pe care o au cei care visează. Indiferent de cât de mult s-ar lăsa antrenați la un moment dat, atenția visatului trebuie să-i facă să revină la suprafață. Am pornit din nou pe calea unei alte încercări între ale visatului. De data aceasta, ținta era mai evazivă, iar dificultatea și mai mare. La fel ca la prima încercare, nu-mi dădeam seama ce trebuie să fac. Aveam deprimanta bănuială că acum exercițiile practice nu-mi vor fi de prea mare ajutor. După nenumărate eșecuri, am renunțat să mai încerc și m-am consacrat simplei continuări a exercițiilor de fixare a atenției visatului asupra fiecărui element din vis. Acceptarea neajunsurilor mele a părut să-mi dea un impuls pozitiv, și am devenit mai expert în menținerea imaginii oricărui element din visele mele. A trecut astfel un an fără să se întâmple nimic. Apoi, într-o zi, ceva s-a schimbat. Pe când priveam în vis o fereastră dintr-o încăpere, încercând să descopăr dacă aș putea să arunc o privire asupra peisajului de afară, o forță ca un fel de vânt, pe care am simțit-o ca un vârtej în urechi, m-a tras prin fereastră afară. Exact înainte de această zmucitură, atenția visatului fusese atrasă de o structură ciudată, aflată la oarecare distanță ce avea înfățișarea unui tractor. În clipa următoare, mă aflam lângă aceasta examinând-o. Eram perfect conștient că visam. Am privit înapoi să văd dacă aș putea să precizez de la care fereastră mă uitasem afară. Priveliștea era cea a unei ferme la țară. Nu se vedeau niciun fel de clădiri în preajmă. Doream să reflectez asupra acestui lucru, însă atenția mi-a fost în totalitate captivată de marele număr de mașini agricole răspândite peste tot, ca și cum ar fi fost abandonate. Am examinat secerătoare, tractoare, combine, pluguri cu disc, treierătoare. Erau atât de multe încât am uitat visul meu inițial.
Apoi am dorit să mă orientez prin observarea împrejurimilor. În depărtare se vedea ceva ce părea a fi un panou publicitar, iar lângă el niște stâlpi de telefon. În momentul în care mi-am concentrat atenția asupra panoului, mă și aflam lângă el. Structura metalică a acestuia m-a înspăimântat. Avea un aspect amenințător. Pe panou se afla imaginea unei clădiri. Am citit textul însoțitor, era reclama unui motel. Aveam strania certitudine că mă aflu în Oregon sau în nordul Californiei. Am căutat alte trăsături caracteristice ale peisajului din vis. Am văzut munți la mare depărtare, iar nu prea departe, niște dealuri joase înverzite. Pe ele se aflau pâlcuri de copaci care, în opinia mea, erau stejar californieni. Aș fi vrut să fiu atras de dealurile înverzite, dar m-au tras la ei munții din depărtare. Eram convins că erau munții Sierra Nevada. În munții aceia s-a consumat toată energia mea de a visa. Dar înainte să se întâmple acest lucru, am fost atras de toate caracteristicile posibile. Visul meu a încetat să fie un vis. În ceea ce privește capacitatea mea de a percepe, mă aflam într-adevăr în munții Sierra Nevada, trecând în trombă prin defileuri, stânci, copaci și grote. Am examinat totul de la grohotiș până la vârfuri muntoase, până când nu am mai avut energie și nu mi-am mai putut concentra atenția visatului asupra niciunui element. Simțeam că îmi pierd controlul. În cele din urmă, n-am mai văzut niciun fel de peisaj, ci doar întuneric. Ai ajuns la cea de-a doua poartă a visatului, mi-a spus Don Juan când i-am povestit visul. Ceea ce trebuie să faci în continuare este să treci de ea. Trecerea prin cea de-a doua poartă este o treabă foarte serioasă. Pentru aceasta este nevoie de un efort extrem de controlat. Nu eram sigur că îndeplinisem cerința pe care mi-o fixase, pentru că, de fapt, nu mă trezisem în alt vis. L-am chestionat pe Don Juan în legătură cu această anomalie. Greșeala este a mea, a zis el. Ți-am spus că trebuie să te trezești în alt vis, dar ceea ce am vrut să spun, de fapt, era că este necesar să schimbi visele într-o manieră sistematică precisă, exact așa cum ai făcut. În cazul primei porți, ai pierdut o mulțime de timp căutându-ți în exclusivitate mâinile. De data aceasta ai mers direct la soluție, fără să te preocupe respectarea ordinului primit, să te trezești în alt vis. Există două modalități de a trece prin a doua poartă a visatului. Una este de a te trezi în alt vis, adică să visezi că ai un vis și apoi să visezi că te trezești din el. A doua constă în a folosi elementele dintr-un vis pentru a declanșa alt vis, exact cum făcusem eu. Așa cum procedase și până atunci Don Juan, m-a lăsat să exersez fără niciun amestec din partea lui, iar eu am confirmat în practică cele două alternative precizate de el. Fie că visam că am un vis din care visam că mă trezesc, fie că treceam în viteză de la un element precis accesibil atenției imediate a visatului la altul, nu chiar accesibil, sau intram într-o variantă a celei de-a doua situații, priveam orice element dintr-un vis, menținându-mi privirea fixă până când elementul în cauză schimba forma și prin aceasta mă trăgea într-un alt vis printr-un vârtej vâjitor. Totuși, n-am fost capabil niciodată să decid dinainte care dintre cele trei căi o voi urma. Exercițiile mele de visat se terminau întotdeauna prin aceea că nu mai aveam rezerve de atenție a visatului și mă trezeam, sau prin faptul că eram cuprins de un somn adânc, învăluit în întuneric. Exercițiile mele se desfășurau calm și netulburat. Singura perturbare era o neobișnuită interferență, un brusc sentiment de teamă sau neliniște, ce intervenea din ce în ce mai frecvent. Modul meu de a-l îndepărta era să cred că acesta avea legătură cu groaznicele mele deprinderi în ceea ce privește mâncarea. Totuși, interferențele au devenit atât de puternice încât am fost nevoit să solicit sfatul lui Don Juan. A intrat acum în domeniul cel mai periculos al cunoașterii magești, a spus el pentru început. Este pur și simplu groaznic, un adevărat coșmar. Aș putea glumi cu tine spunându-ți că nu am menționat această posibilitate din respect pentru prețuita ta raționalitate, dar nu pot. Fiecare mag trebuie să se confrunte cu asta.
Acesta este punctul în care mă tem că ai putea foarte bine să-ți ieși din pepeni. Don Juan mi-a explicat apoi foarte solemn că viața și conștiința, fiind în exclusivitate o chestiune de energie, nu reprezintă o proprietate caracteristică numai organismelor vii. A spus că magii au văzut că există două tipuri de creaturi conștiente care hălăduiesc pe pământ, organice și anorganice, și că, prin compararea unora cu celelalte, au văzut că ambele tipuri sunt mase luminoase transversate din toate unghiurile imaginabile de milioane de filamente de energie ale Universului. Diferă unele de altele prin formă și grad de strălucire. Făpturile anorganice sunt alungite și seamănă cu niște lumânări, dar au o luminozitate opacă, pe când făpturile organice sunt rotunde și fără îndoială cu mult mai multă strălucire. O altă diferență importantă pe care spunea Don Juan că au văzut-o magii este că viața și conștiința făpturilor organice durează puțin, pentru că sunt făcute să se grăbească, în timp ce viața făpturilor anorganice este infinit mai lungă, iar conștiința lor mai calmă și mai profundă. Magii nu au nicio dificultate în a interacționa cu acestea, a continuat el. Făpturile anorganice posedă componenta esențială necesară pentru interacțiune, conștiința. Dar există într-adevăr aceste creaturi anorganice? Așa cum existăm noi doi? Am întrebat eu. Desigur că există, a răspuns el. Crede-mă că magii sunt ființe foarte inteligente. Sub nicio formă nu s-ar distra cu aberații ale minții ca apoi să le ia drept reale. De ce spui că aceste creaturi sunt vii? Pentru magi, a avea viață înseamnă a avea conștiință. Înseamnă a avea un punct de asamblare și strălucirea stării de conștiință care îl înconjoară. Situație care le indică magilor că făptura din fața lor, organică sau anorganică, este perfect capabilă să perceapă. Capacitatea de a percepe este considerată de magi drept premisa stării de a fi în viață. Atunci și făpturile anorganice trebuie să moară. Este adevărat acest lucru, Don Juan? Normal. Își pierd starea conștientă la fel ca noi, cu excepția faptului că lungimea perioadei lor conștiente este atât de mare, încât mintea omenească se cutremură. Aceste făpturi anorganice li se înfățișează magilor? Este greu de spus cum se petrec lucrurile cu ele. Să zicem că aceste făpturi sunt atrase de noi, mai bine zis, obligate să interacționeze cu noi. Don Juan m-a privit cercetător. Nu admiți nimic din toate astea, a spus el pe tonul cuiva care a ajuns la o anumită concluzie. Mi-e aproape imposibil să mă gândesc la asta în mod rațional, am răspuns eu. Te-am prevenit că subiectul îți va pune rațiunea la grea încercare. În asemenea cazuri, este indicat să renunți la judecată și să lași lucrurile să-și urmeze cursul, ceea ce înseamnă să lași structurile anorganice să vină la tine. Vorbești serios, Don Juan? Absolut serios. Dificultatea în ceea ce privește făpturile anorganice constă în faptul că conștiința lor lucrează foarte încet în comparație cu a noastră. Este nevoie de ani de zile pentru ca un mag să fie recunoscut de făpturile anorganice. Așa că este recomandabil să ai răbdare și să aștepți. Mai devreme sau mai târziu vor apărea, dar nu așa cum am apărea noi. Au un mod foarte particular de a-și face simțită prezența. Cum le atrag magii? Au un ritual pentru asta? Ei bine, este cât se poate de cert că nu se așează în mijlocul drumului și le cheamă în miez de noapte. Dacă asta este ceea ce vrei să spui. Atunci ce fac? Le atrag în timpul visatului. Am spus că este vorba de mai mult decât de a le atrage, prin actul visatului, magii obligă aceste făpturi să intre în interacțiune cu ei. Cum le obligă magii să facă asta prin actul visatului? Visatul înseamnă menținerea poziției în care s-a translat punctul de asamblare în timpul viselor. Acțiunea creează o încărcătură specifică de energie care le atrage atenția. Aceasta acționează precum momela în cazul peștilor. Făpturile sunt atrase de ea. Prin trecerea de primele două porți ale visatului, magii aruncă momela pentru aceste făpturi și le forțează să-și facă apariția.
Trecând de cele două porți, le-ai făcut cunoscută invitația ta. Acum trebuie să aștepți un semn de la ele. În ce va consta acest semn, Don Juan? Este posibil să fie apariția uneia dintre ele, deși asta ar fi cam prea curând. Părerea mea este că semnul va consta pur și simplu în unele interferențe în visat. Sunt de părere că sentimentele de teamă care te cuprind în prezent nu se datorează indigestiei, ci sunt șocuri de energie ce îți sunt trimise de făpturile anorganice. Ce ar trebui să fac? Trebuie să-ți tempereze așteptările. N-am înțeles ce voia să spună și atunci mi-a explicat pe îndelete că atunci când intrăm în interacțiune cu semenii noștri, oamenii, sau cu alte făpturi organice, de obicei ne așteptăm să primim o reacție imediată la solicitarea noastră. În cazul făpturilor anorganice însă, întrucât ne desparte de ele cea mai formidabilă barieră, energia care se mișcă cu o viteză total diferită, magii trebuie să-și tempereze așteptările și să-și mențină solicitarea atât timp cât este necesar, pentru ca aceasta să fie primită. Vrei să spui, Don Juan, că solicitarea este similară cu exercițiile de visat? Da. Dar pentru a obține un rezultat ireproșabil, trebuie să adaugi la aceste exerciții intenția de a lua contact cu aceste făpturi anorganice. Transmite-le un sentiment de putere și încredere, un sentiment de forță, de detașare. Evită cu orice preț să le transmiți un sentiment de teamă sau morbiditate. Sunt ele destul de morbide și așa. Să le adaugi în plus și propria ta morbiditate este, pentru a nu spune mai mult, total nedorit. Nu mi este clar, Don Juan, modul în care se înfățișează ele magilor. Care este modalitatea specifică prin care își fac simțită prezența? Uneori se materializează cu adevărat în lumea cotidiană, chiar în fața ochilor noștri. Dar în majoritatea cazurilor, prezența lor invizibilă se face simțită printr-un fel de fior, o tresărire ce provine din străfundurile ființei noastre. Dar ce se întâmplă în timpul visatului, Don Juan? În timpul visatului avem de-a face exact cu contrariul. Uneori le simțim așa cum le simți tu, ca pe un fior de teamă, dar în majoritatea cazurilor, ele se materializează pur și simplu în fața noastră. Întrucât în fazele de început ale visatului nu avem niciun fel de experiență în ceea ce le privește, ele ne pot influența o spaimă de nedescris. Acest lucru reprezintă un adevărat pericol pentru noi. Prin canalul spaimei, ele ne pot urmări până în viața cotidiană cu rezultate dezastroase pentru noi. În ce fel, Don Juan? Frica se poate instaura definitiv în viața noastră și ar trebui să fim niște nonconformiști, foarte stăpâni pe ei, pentru a-i putea rezista. Făpturile anorganice pot fi o năpastă mai mare decât ciuma. Prin frică, ele ne pot cu ușurință scoate total din minți. Ce fac magii cu făpturile anorganice? Interrelaționează cu ele, le transformă în aliați, formează asociații și extraordinare prietenii. Eu numesc aceste relații carteluri gigantice în care percepția joacă un rol primordial. Noi suntem ființe sociale și, în mod inevitabil, căutăm companie conștiinței. În cazul făpturilor anorganice, secretul este să nu te temi de ele. Iar asta trebuie făcut de la început. Intenția pe care trebuie să le transmitem este de putere și degajare. Ea trebuie să încorporeze mesajul: nu mi-e teamă de tine, vino la mine. Dacă vii, te voi întâmpina cu bucurie. Dacă nu dorești să vii, îți voi simți lipsa. La un asemenea mesaj, făpturile vor deveni atât de curioase încât vor veni cu siguranță. De ce ar veni să mă caute sau de ce pentru Dumnezeu ar trebui eu să le caut? În timpul visatului, fie că le place sau nu, visătorii caută să se asocieze cu alte creaturi. Pentru tine asta poate fi un șoc, dar cei care visează caută în mod automat grupările de făpturi, în cazul acesta, conexiunile de creaturi anorganice. Visătorii le caută cu aviditate. Asta mi se pare foarte straniu, Don Juan. De ce ar face cei ce visează așa ceva? Pentru noi, făpturile anorganice sunt ceva cu totul nou și neobișnuit. Pentru ele, noutatea constă în traversarea granițelor domeniului lor de către o făptură ca noi.
Ceea ce trebuie să ai în vedere de acum încolo este faptul că făpturile anorganice, cu splendida lor conștiință, exercită o atracție extraordinară asupra celor care visează și îi pot transporta cu ușurință în lumi ce depășesc orice posibilitate de descriere. Magii din vechime s-au folosit de ele și ei au fost cei care au introdus termenul de aliați. Aliații lor i-au învățat cum să-și deplaseze punctul de asamblare dincolo de marginile oului energetic, în universul aflat dincolo de sfera omenescului. Astfel încât, când transportă un mag, îl duc în lumi ce se află dincolo de domeniul umanului. Ascultându-l cum vorbește, am fost cuprins de temeri și îndoieli stranii, lucru de care Don Juan și-a dat seama imediat. Ești un tip religios până la capăt, a râs el. Acum simți cum îți suflă diavolul în ceafă. Dar gândește-te la visat în acești termeni. Visatul înseamnă a percepe mai mult decât ceea ce credem că este posibil să percepem. Treaz fiind, mă neliniștea posibilitatea ca făpturile anorganice conștiente să existe cu adevărat. Dar când visam, grijile mele din starea conștientă nu prea mai aveau vreun efect. Continuam să am fior de frică fizică, dar de fiecare dată în urma lor se instala un calm ciudat care punea stăpânire pe mine și îmi permitea să merg mai departe ca și când nu mi-ar fi fost deloc teamă. În acea perioadă se părea că orice progres pe care îl făceam în visat se producea brusc, fără vreun indiciu prealabil. Apariția făpturilor anorganice în visele mele n-a făcut nicio excepție de la acest tipic. S-a petrecut pe când visam un circ la care fusesem în copilărie. Locul părea a fi un oraș din munții statului Arizona. Am început să mă uit la oameni cu vaga speranță pe care o nutream întotdeauna, că voi revedea oamenii pe care îi întâlnisem prima dată, când Don Juan m-a făcut să intru în cea de-a doua atenție. În timp ce îi urmăream cu privirea, am simțit un fior de nervozitate, ca și când aș fi primit un pumn în stomac. Fiorul mi-a distras atenția și am pierdut din vedere oamenii, circul și localitatea montană din Arizona. În locul acestora, în fața mea se afla două forme cu înfățișare stranie. Erau subțiri, de mai puțin de 30 de centimetri lățime, dar lungi, atingând probabil vreo 2 metri și 10 centimetri în înălțime. Se profilau deasupra mea ca două râme uriașe. Știam că era vorba de un vis, dar știam totodată că vedeam. Don Juan discutase cu mine despre a vedea și în starea conștientă normală și în cea de-a doua atenție. Deși eram eu însumi incapabil de a o face, credeam că înțelesesem ce înseamnă să percepe energia în mod direct. În visul acela, privind la cele două stranii apariții, mi-am dat seama că vedeam esența energetică a ceva nemaipomenit. Am rămas foarte calm și nu m-am mișcat. Pentru mine, cel mai remarcabil fapt a fost că nu s-au destrămat și nu s-au transformat în altceva. Erau creaturi coezive ce își păstrau forma lor de iluminare. Ceva din interiorul lor obliga ceva din mine să fixeze cu privirea imaginea formei lor. Știam asta pentru că ceva îmi spunea că dacă nu mă mișcam, nici ele nu se mișcau. Totul s-a sfârșit la un moment dat când m-am trezit cuprins de spaimă. Am fost imediat cuprins de temeri, o îngrijorare profundă a pus stăpânire pe mine. Nu era o neliniște de ordin psihologic, ci mai degrabă un simțământ fizic de suferință și mâhnire, fără vreun motiv aparent. Cele două forme ciudate mi-au apărut de atunci încolo în fiecare din ședințele mele de visat. În cele din urmă, totul se petrecea de parcă visam numai pentru a mă întâlni cu ele. Nu au încercat niciodată să înainteze către mine sau să interacționeze cu mine în vreun fel. Stăteau doar acolo, în fața mea, imobile, pe tot răstimpul cât dura visul. În ceea ce mă privește, nu numai că nu am făcut niciun efort pentru a-mi schimba visele, ci chiar am uitat de scopul inițial al exercițiilor mele de visat. Când am ajuns să discut în cele din urmă cu Don Juan despre ceea ce mi se întâmpla, petrecusem deja luni întregi contemplând în vis cele două apariții. "Te-ai blocat la o răscruce periculoasă," a spus el. "Nu este bine să le gonești, dar nu este bine nici să le lași să rămână. Pentru moment, prezența lor este un impediment pentru visatul tău." "Ce pot să fac, Don Juan?"
Înfruntă-le imediat în lumea vieții cotidiene și spune-le să revină mai târziu, când vei avea mai multă putere a visatului. Cum să le înfrunt? Nu este simplu, dar se poate face. Este nevoie doar să ai suficient curaj, ceea ce desigur că ai. Fără să mai aștepte să-i spun că nu aveam deloc curaj, m-a luat cu el pe dealurile de lângă deșertul Sonora. Pe atunci, locuia în nordul Mexicului și îmi creasem despre el certa impresie că era un mag solitar, un bătrân uitat de toți, total în afara treburilor lumești curente. Intuisem însă că era peste măsură de inteligent și din această cauză eram dispus să accept ceea ce aveam aproape ferma convingere că erau doar excentrități de ale lui.